Vă salut, prieteni! La cererea domnului Laurențu Mihai Pană, am decis să vă prezint uriașii mei. Eu sunt din județul Cluj și eu zic să dăm drumul să vă prezint. Am aici un mascul din 24 a doua, un mascul scos la mine, oprit pentru matcă, foarte bun pe desen, urechi, osătură, păr. Un mascul foarte ca lumea, zic eu. Să trecem la următorul. În boxa cu numărul 2 am un mascul achiziționat de la domnul Alin Margău. Un foarte bun reproducător. 6 puncte pe o parte, 3 pe alta. O linie bună, groasă, urechi, cap. Un pigment închis pe el. După cum se poate vedea, foarte bun masculul. În a treia boxă am un alt mascul oprit pentru matcă, achiziționat de la domnul Florin Dârză. Tot așa un mascul foarte bun și el, după cum se poate vedea și pe desen. Foarte bun pe urechi, pe cap, musculos, cu certificat de origine tatuat, bineînțeles. Să trecem la a patra boxă, în care am un mascul care își caută casă nouă, foarte bun și el, masculul și pe cap și pe urechi. L-aș ține pentru mine, numai că am prea mulți masculi. E superb masculul. Linia lui Alin Margău și Florin Dârză. Mama Alin Margău, tata Florin Dârză. Îi născut pe 13.3.2020. Foarte bun și el, după cum ziceam. Să trecem la a cincea boxă, unde se află o femeluță foarte bună, scosă la mine, cu o linie foarte groasă pe spate, urechi, 3 puncte pe o parte, două pe alta, un pigment închis, un cap bun, născută pe 1.6. În a șasea boxă am un alt mascul, Zanet, achiziționat de la domnul Alin Margău. Foarte bun și el, și pe cap, și pe păr, mai ales urechi bune, cap. A scos niște pui superbi. Un mascul de bază, oprit pentru matcă. Foarte bun și el, după cum spuneam. Să trecem la următoarea. În boxa cu numărul 7 am un alt mascul care caută casă nouă. Un mascul bun pe desen, zic eu. Foarte bun pe cap, urechi și el. Este născut în 18.3. Mama este de la Manu Seculin și tata e de la Florin Dârză. Pe mama nu o mai dețin, am dat-o. Tot așa, e foarte bun masculul și pe păr mai ales. După cum se poate vedea, iepurii sunt liviți, vaccinați. Dacă vă place videoclipul, apăsați un like. În a opta boxă am un mascul din 3-a, 4-a, care își caută casă nouă. Foarte bun masculul, mai ales pe cap și pe urechi. O linie foarte groasă pe spate, după cum se poate vedea. Un pic e cam agitat. Un mascul superb. Să trecem la următoarea boxă,
la o noua boxă de jos, unde am tot așa un mascul, e linia lui domnul Guliciuc și tata lui Florin Dârza, un mascul foarte bun, mai ales pe linia de pe spate, pe breton, un breton superb, urechi, cap, un breton mai greu, ca și a lui, un mascul superb, încă mă mai gândesc dacă să-l țin sau să-l dau, vom vedea, foarte bun pe osătură. Să trecem la următoarea boxă, unde am tot așa o femelă de la domnul Guliciuc, oprită pentru matcă. O femelă și o mamă foarte bună, care a dat niște pui buni. Foarte bună pe urechi, pe dunga de pe spate, pe cap, musculatură, păr. Să trecem la următoarea boxă. Aici am tot așa o femeluță foarte bună, scosă la mie. Născută în 3-a, 4-a. Foarte bună femela. Mama lui de la Ureaș Pestriț German Oradea și tata Florin Dârză. Foarte bună și ea. Aici jos mai am două femele, dintre care numai una e disponibilă. Doar una este disponibilă. Asta cred că o să o țin pentru mine, care se poate vedea. Foarte bună femela. Și asta aș caută casă nouă. Foarte bună și amândouă, de fapt, îți bune. Lungi. Foarte bune femelele. Tatuate, bineînțeles. Aici mai am o femelă. Foarte bună mamă, achiziționată de la domnul Ali Margău, o femelă superbă, din punct de vedere, un breton, un cap și niște urechi foarte bune pe ea, un desen bun, cu certificat de origine. În următoarea boxă am o femelă, Janet, scoasă la mine, născută în 24-a, foarte bună femela, caută casă nouă, în următoarea boxă am tot așa, o femelă, Janet, o mamă foarte bună care mi-a dat niște pui superbi, după cum se poate vedea, oprită pentru matcă, bun prieteni, cam acesta a fost videoclipul, dacă vă place apăsați un like, dați un share și ne vom vedea cu partea a doua la acest videoclip. Vă salut!